Pompierii militari călărășeni au fost solicitați să intervină în dimineața zilei de joi la un incendiu de apartament situat pe strada Panduri din municipiul Călăraș. La această intervenție s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara de 42 de metri și o ambulanță SMURD din cadrul detașamentului de pompieri Călăraș. De asemenea, la fața locului au sosit echipaje de poliție și ale furnizorilor de gaz și electricitate. Proprietarul apartamentului a fost găsit căzut în locuință, semiconștient și intoxicat cu fum. La intervenție s-a deplasat și o ambulanță SAJ, care a preluat bărbatul și l-a transportat la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș. Conform informațiilor furnizate de către reprezentanții Spitalului Județean, starea de sănătate a pacientului era în evaluare, acesta având nevoie de investigații amănunțite. Vă mulțumesc.